Bună dimineața! Mă aflu lângă lacul Titicaca, hotel Taipicala, Lago, într-un paradis terestru. Vreau să vă împărtășesc ceea ce eu am trăit în aceste zile, 2 săptămâni, în Peru. A fost o călătorie miraculoasă, o călătorie cu totul deosebită și neașteptată. Nu mi-aș fi putut imagina vreodată ce ar urma, ce ar fi urmat. Totul este atât de frumos aici și oamenii sunt atât de primitori, încât mi-a schimbat percepția asupra întregii realități. Vreau să vă spun că nu este o călătorie turistică, este o călătorie spirituală, o călătorie inițiatică în care contactul cu fiecare piatră, cu fiecare treaptă, cu fiecare templu, loc sacru, se întâmplă ceva cu adevărat profund în ființă. Eu, cel puțin, am trăit niște schimbări extraordinare. Fiecare templu întâlnit, fiecare peșteră a adus în mine conștientizări foarte profunde. Am rămas uimită de puterea energetică a acestor locuri sacre. Am reușit să dau drumul la trecut, am reușit să mă înțeleg pe mine, am reușit să devin mai bună și să simt nevoia să binecuvântez pământul și fiecare plantă și fiecare piatră și să îmbrățișez un om pe care l-am întâlnit poate pentru prima oară. Am fost profund mișcată de zâmbetul copiilor întâlniți pe insula Amantani, cu care ne-am întâlnit într-o dimineață și cărora le-am dăruit câteva jucărioare. Au fost atât de recunoscători, ne-au îmbrățișat cu atâta căldură încât cred că tot grupul a plâns împreună. A fost un moment plin de iubire și de căldură. Am învățat ce înseamnă recunoștința pentru tot ce avem în viața noastră. Să mulțumim pentru fiecare lucru mărunt pe care îl avem. A fost ceva extraordinar. Iar locurile sacre, cu atâta încărcătură, cu atâta putere, cu atâta istorie, au fost incredibil de frumoase și de... nu știu cum să spun, pe mine m-au marcat, efectiv, m-au ajutat să-mi amintesc multe lucruri din trecut, să am viziuni, să trăiesc emoții puternice și să le eliberez. Nu pot să vă spun decât să spuneți da aceste călătorii, pentru că, da, într-adevăr, este un efort, dar totul este mai mult decât vă puteți imagina. Este ceva pentru sufletul vostru, este ceva pentru trezirea voastră și pentru evoluția voastră. Vă mulțumesc!